La solicitarea cetățenilor din Alea Revoluției, scările din această zonă au fost reparate și modernizate. Conducerea administrației locale spune că treptat se va interveni și asupra altor scări din oraș. S-au finalizat reparațiile la scările din Alea Revoluției la solicitarea cetățenilor de acolo. M-au rugat și iată-le, erau cam praf făcute, muchiile, iată cum arată acum, da, deja s-au schimbat lucrurile. Ba mai mult, scările astea nu aveau nici metereze de beton lateral, s-au turnat și acest lucru ca să arate într-adevăr mult mai bine acolo în zonă. Deci am refăcut acolo toate scările plus alea de care vine pe deasupra către ele. Și acum pot să spunem că într-adevăr arată chiar foarte frumos. De asemenea, au fost date în lucru și scările de pe bulevardul Roman Mușat, cum se coboară spre strada Panaite Donici, intervenția fiind programată după sărbătorile pascale.